sphénoïdes. L'occlusion sera donc le miroir de la symphyse sphénobacillaire. C'est une suture ouverte, lieu d'échappement des contraintes crâniennes. Le mouvement crânien est un mouvement à deux temps. Mouvement de flexion avec augmentation des contacts dentaires postérieurs. Mouvement d'extension avec augmentation des contacts dentaires antérieurs. Cette dynamique crânienne organise le départ des chaînes musculo-aponévrotiques en relation avec la psychomotricité. La chaîne linguale, ou antérieure, est un point de départ occipital. Elle est liée à la fonction de succion-déglutition. Elle est sous la dominance du cerveau droit maternel et est responsable de la sensibilité synesthésique. C'est la chaîne de la vie intra-utérine. Le pouce de la main fait partie de cette chaîne et représente une boucle fonctionnelle primitive main-bouche. Le corps du sphénoïde est le début de la chaîne centrale ou prévertébrale. C'est la chaîne des rythmes fondamentaux, gynécologiques, respiratoires, linguales et crâniens, de la pulsion de vie, de l'équilibre. Elle est liée à la respiration et à la parole. C'est la structure starter qui assure le redressement axial et la pulsion verticale initiée par le mouvement ascendant de la langue. Elle est en relation avec le majeur. Sa succion signe toujours une pulsion de mort. Le frontal et tous les os de la face organisent la chaîne faciale ou postérieure. Elle se structure après la naissance. Elle est en relation avec les organes des sens et traite du langage. Gérée par le cerveau gauche, elle est donc d'imprégnation analytique. C'est la chaîne du vécu et du stress. Elle aboutit à l'auriculaire. La succion de celui-ci est l'expression d'une souffrance tensionnelle sur cette chaîne. Flexion-extension organise ce jeu de chaînes. La chaîne linguale en flexion, la chaîne postérieure en extension. L'équilibre et le rythme sont assurés par la chaîne centrale. Ces trois chaînes staturales organisent l'individu dans le sens antéro-postérieur, qui est le sens du développement ontogénétique. De la partie antérieure des temporaux naissent les chaînes masticatrices antérolatérales. Elles croisent en C7 D12. Ce sont les chaînes du retour sur soi, de l'introversion. Elles participent à la fermeture de la bouche et à la coordination du son et de l'équilibre. Ces chaînes organisent la fonction de croisement cerveau droit-cerveau gauche que l'on retrouve en psychomotricité dans le quatre pattes et dans la mastication. Elles se terminent au niveau du quatrième orteil et de l'annulaire. Postérieure du temporal naissent les chaînes masticatrices postérolatérales. Ces chaînes antéro- et postérolatérales sont des chaînes dynamiques tonico-phasiques. Les chaînes postérolatérales permettent la relation sociale et l'ouverture de la bouche. Elles se terminent sur le deuxième orteil et au niveau de l'index. La succion ou la douleur de l'index ou de l'annulaire témoigne d'une atteinte de ces chaînes. La forme de l'individu est le résultat de la structuration de ces chaînes. La posture sera le reflet de la qualité, de leur intégration et de leur maturation. Le mouvement crânien physiologique de flexion-extension sera perturbé par un certain nombre de lésions ostéopathiques. Pendant la vie intra-utérine, les stress de la mère, sociaux, professionnels, affectifs, les chocs et les traumatismes, les chutes et toutes les émotions, deuil, divorce, dérégleront ce mécanisme et nous conduiront à la pathologie et donc à un certain nombre de dysfonctions cinétiques. Dans les lésions de torsion, le sphénoïde et l'occiput effectuent une rotation opposée qui entraîne une malocclusion à type de crossbite avec des plans d'occlusion transversaux maxillaires mandibulaires inclinés par rapport à l'horizontale et non parallèles entre eux.
Așa poți să-ți dai seama că dezechilibrarea dentară, ocluziei, relisul dentar, Le maxillaire et la mandibule sont déviés du même côté par rapport au plan sagittal médian. Les points interincisifs ne coïncident plus avec celui-ci. Nous avons un visage en banane. Les plans d'occlusion transversaux sont parallèles entre eux et inclinés par rapport à l'horizontale. Les lésions de Strain verticaux sont liées à un décalage vertical entre le sphénoïde et l'occiput. Le Strain vertical bas entraîne une rétrognathie mandibulaire. Le Strain vertical haut entraîne une prognathie. Cette vision de l'homme debout nous amène à formuler quelques idées fausses. L'occlusion est à la fois un processus évolutif, dynamique, continuel. Pentru că nu vom alerga după altceva care nu are importanță. Să te bucuri de viață, de aceea am și spus bucurile unui candidat la fericire, pentru că le avem lângă noi. Nu trebuie să facem nimic, nici să întindem mâna. Sunt aici. Japonia și știam baia la japonez. Super. Comparând cu Anglia, la 1600, William Samuraiu a cucerit inima japonezilor și a fost confesorul Takugawa, dar venea dintr-o Anglie care nu se prea spăla. Japonia s-a spălat și se spală. Au 5 feluri de săpun în baie. E un cult al eului. Au valoarea lor. Merită să ne adăugăm și noi. Avem tot dreptul. Dacă nu e prea târziu. Vedeți? Toată lumea știe. Ați privit o floare cu rouă. Știți că fiecare picătură proiectează alte imagini. Fiecare loc din universul ăsta percepe altceva. Noi nu vrem să vedem. Fiecare din noi vedem altceva, fiecare din noi avem altă părere. Nu e nicio curiozitate că nu ne potrivim. Aparținem alte realități. Noi condiționăm realitatea. Este invitație să închidem floarea plină de picături de rouă prin care să privim cu toții o lume care ne aparține și care e frumoasă, nu e diferită, e complexă. Florin știe mai bine cu complexitatea și e bine de aterizat aici că înveți foarte multe, e cazul meu. La un moment dat, ritmurile normale se strică. Nu le desemnăm noi, le desenează altcineva. Când ieși din ritmurile normale, trebuie să știi pe ce contezi. Cam până unde îți e permis să greșești.
De aceea trebuie să știm mai multe despre noi. Noi ca indivizi, ca entități, noi ca și grup, pentru că primul grup apropiat, familia, copiii, sunt cei care contează pentru venirii noastre în lume. Să continuăm specia. Atât. Vreți, nu mai contează nimic. Dar legătura noastră cu spațiul cel mare în care depozităm energie, gânduri, suferințe, bucurii sau zâmbete, permanent, în care vibrăm cu alții extraordinar de mult, în care, bogați cum ne naștem, doar 5% suferă de sinestezie. Vă invit la sinestezie. O putem redescoperi să simțim prin mai multe simțuri cât de minunați și cât de fericiți suntem. Totul se procesează, totul trece prin noi. Condensăm, suntem nodul unei rețele la un moment dat. Totul merge mai departe. Acumulezi pentru ce? Pentru că nu știi ce ești și nu e greu să faci bani. La vârsta asta pot să vă spun că am înțeles că să faci bani curați, mai puțin curați, nu este mare lucru. Important este să știi ce să faci cu ei. Trebuie să dăm fața necunoașterii la o parte și să nu căutăm planul B pe planuri imposibile și iraționale. Nu putem câștiga dacă nu respectăm legile naturii. Vedeți? Realitatea ne susține. Atârnați de ea, ne dovedește că suntem mici, însă voia, dimensiunea, îi vedeți pe cei trei, la proporția ei, de fapt, sunt aici, pe această creangă. Avem loc în natură, ne susține și putem să avem o relație cu ea extraordinară. Dacă nu stricăm, pentru că s-ar putea să mai fie încă a treia, a patra extinție, au mai fost. Și s-ar putea să ieșim din joc cât de minunat suntem creați. Dar sper că mecanismele naturii sunt atât de mari încât ne pot opri înainte de a face ireparabil. Facem milioane de trăznări. Tot ce vă trece prin cap se poate întâmpla. Din ele importante sunt puține. Și trebuie să știm că avem câteva lucruri obligatorii de făcut. Să ne păstrăm potențialul cu care am venit. Să ne odihnim, să mâncăm cât trebuie, ca să funcționeze sistemul minunat până la capul piesei și să ne asigurăm pacea interioară, care este minunat, spiritualitate. Asta este îndemnul, haideți să fim cu toții bucuroși că suntem fericiți. Teorii, găuri negre, sunt o mare provocare, încă a minții, n-am reușit să le dovedim, poate ne spune mai mult, Florin, dar cred că dimensiunile acestea ne aparțin dacă ne comportăm față de noi și de universul interior în mod corect. Vă mulțumesc! Liniștea asta e așternul. Cred că cea mai bună variantă ar fi un moment de meditație așa interioară, am rămas cu gândurile respective, dar totuși cred că trebuie să punem niște întrebări. Așa că vă invit să întrebăm, să discutăm eventual pe marginea acestui frumos îndemn către arta de a trăi frumos. În general, într-o prezentare autentică, într-o împărtășire de trăiri interioare care au format un om în asemenea dialog ca cel din seara asta,
Aproape că dispar cuvintele. Este frumos, te simți bine. Atunci cu multe provocări acasă, eu de când m-am întâlnit cu Radu, chiar am probleme de reformulare puternică a vieții de zi cu zi și a problemelor pe care traversatul le-am neglijat. Făceam teoria tihnei și a păcii sufletești, aveam niște lucruri foarte interesante de la un preot, de la, de fapt, un duhovnic la un moment dat, care mi-a avut o schemă, el fiind fizician, printre altele, și probabil că a înțeles că cu mine nu poate să vorbească, știu eu, metafore, ci e mai bine lucrat de trec o schemă. Și am avut o schemă care mi-a schimbat viața, oricum. Dar era doar într-o componentă conceptual-teoretică. Când l-am întâlnit pe Radu, mai ales că era deja cu niște semne concrete de suferință fizică, mi-a atras atenția și de la astrologie, apropo de discuția respectivă, până pe care și asta o știam, dar iar teoretic, am început să fac așa un carnețel de schimbări interioare și sper să reușesc să fiu, măcar acum, ultima clipă, un recovery, așa. Dar este minunat că putem să transmitem copilor noștri altceva și cred că totuși ideea aceea pe care o ai și care mi se pare de importanță extraordinară de a transmite tinerilor ce înseamnă să aduci pe lume un om și ce înseamnă o educație prenatală, ce înseamnă o educație de pregătire pentru tranziția dincolo, care e la fel de important. Momentul de naștere și momentul de moarte sunt două momente fundamentale care putem pierde foarte mult. Și înainte, totuși, că poate vă gândiți la o întrebare, mai țin un pic microfonul pe următoarea idee. Vă sugerez încă o carte care a fost scoasă de editura Nemira, care se numește Izvorul Negru, o carte mai puțin cunoscută și care este totuși o esențializare a modului în care, de fapt, fiecare zi din viața noastră este o pregătire pentru tranziția dincolo, într-o altă lume mai subtilă, în momentul morții. Pentru care stăm ca cu spatele acel moment, ne face că nu-l vedem. Și spunea cartea pe contracoperte, singura carte care am văzut-o recenzată pe două pagini în România Liberă. N-am prea văzut nicio carte în România Liberă pe două pagini. E o carte extrem interesantă care spune așa, în timp ce cei înțelepți spun